Bună ziua, dragii mei, și bine ați venit în bucătăria Jamilei! Vom face astăzi împreună fursecuri șprițate și vă invit să rămâneți alături de noi pentru a vedea ingredientele și modul de preparare. Pentru această rețetă vom avea nevoie de 250 de grame de unt moale, 400 de grame de făină, 100 de grame de zahăr pudră, un praf de sare, semințele de la o păstaie de vanilie, un ou și coaja de la o lămâie. Pentru început, voi pune untul în bolul unui mixer. Untul este la temperatura camerei. Este foarte important să fie moale. Adăugăm și zahărul pudră. Pornim mixerul și amestecăm. Pentru început la viteză mică. Mărim apoi viteza și mai mixăm totul pentru aproximativ 5 minute. După 5 minute, oprim mixerul, curățăm bine pereții vasului și adăugăm sarea cu semințele de la păstaia de vanilie, coaja de lămâie și oul și mixăm din nou pentru 2-3 minute. La final, vom adăuga făina pe care o voi pune încet. Și mixăm la viteză mică, doar până încorporăm făina. Când făina s-a încorporat, mărim puțin viteza și mixăm pentru câteva secunde. Aluatul este gata. Cam așa va trebui să arate. Va fi un aluat moale, ușor lipicios. Pentru a forma fursecurile, am aici un șpriț sau o presă pentru biscuiți. A mea este din plastic. Și o voi umple cu aluat. Pur și simplu pun aluat înăuntru. Dacă nu aveți o astfel de presă, puteți folosi și o pungă de ornat cu un vârf mai gros. Sau de ce nu, puteți forma aceste fursecuri chiar și cu mâna, dar pentru că sunt fursecuri șprițate, folosim un astfel de șpriț. Când am umplut presa, cât de mult am putut, putem să punem și capătul cu modelul. Apăsăm în gol de câteva ori, până va ieși modelul. Înlăturăm aluatul, vom pune presa direct în tavă și vom apăsa de două ori și s-a format fursecul. Din nou, apăsăm de două ori . Voi da acum fursecurile la cuptor, în cuptorul preîncălzit, la 180 de grade pentru 12-15 minute. Fursecurile sunt gata, s-au rumenit foarte frumos, le voi lăsa acum să se răcească, iar între timp mă voi ocupa de restul. După ce am copt toate fursecurile, urmează să le decorăm. Eu le voi decora cu ciocolată topită și cu puțin fulgi de cocos, așa că voi lua un fursec, îl voi scufunda în ciocolată, doar pe jumătate, voi elimina excesul și voi pune fursecul pe un grătar pentru a se scurge, iar deasupra voi pune puțin fulgi de cocos . Iau altă formă de fursec, scufund în ciocolată tot pe jumătate și pun fursecul pe grătar, nucă de cocos. Luăm și un brăduț, la fel, în ciocolată pe jumătate. Pentru a vedea cum puteți topi ciocolata, puteți accesa linkul afișat pe ecran, care vă va duce la o altă rețetă unde am topit ciocolată, asta dacă nu știți.
continui să decorez toate fursecurile până le voi termina. Așa vor arăta fursecurile, glazura s-a uscat, bineînțeles că le puteți decora și cu ciocolată albă, cu gem sau cu zahăr pudră, se pot servi alături de o cafea sau de o cană cu lapte și sunt sigură că vor fi pe placul familiei voastre. Am ajuns și la sfârșitul acestei rețete, așa că vă dorim poftă bună și vă așteptăm cu drag la rețeta următoare. La revedere!